ar fi amenințate cu moartea și se gândesc la ce este mai rău. O mamă și o fiică susțin că riscă în orice moment să ajungă în plină stradă, deoarece proprietarea le-ar alunga din locuința în care stau. Mai mult decât atât, cele două o acuză pe proprietară că ar fi pus mai mulți indivizi să le bată în repetate rânduri. Doamna Mirela, și la mulți ani pentru ziua de astăzi. La mulți ani și dumneavoastră, dar înțeleg că nu vă aduce vreun vânt bun pe aici, pe la emisiune. Ce vi s-a întâmplat? Noi am închiriat acest apartament prin agenție imobiliară cu procura mamei proprietarei, care era expirată. Mie de atunci mi s-a atras, adică mi s-a părut suspect și nu am vrut să închiriem acest apartament, dar fiindcă dânsa a bufnit în plâns și a spus că a vizionat înainte o altă familie de etnie, apartamentul și le fac șicarii, mama a fost milă de ei și a acceptat să închiriem apartamentul. Deci dumneavoastră l-ați închiriat ca început... locatari, da? Acest apartament de la o proprietară care avea procura mamei ei expirată. Adică cumva a închiriat apartamentul în numele mamei ei, dar fără procură. Nu. Sau cum? Mama sa avea procura expirată de la fiica sa care locuiește în Italia. Am înțeles. Și ați închiriat acest apartament. De cât timp locuiți acolo? De pe data de 16 iulie 2020. Apartamentul în ce localitate se află? Aici, în București. Am înțeles. E un apartament mare, spațios? Ce e? Nu, un apartament normal pentru 3 camere, 70 de metri pătrați. Ce chirie plătiți? 300 de euro. Contractul acesta de închiriere a fost semnat, a fost declarat da. La ANAF, deci este nu legal? Nu a declarat la ANAF, noi asta am vrut să-l declare la ANAF de la bun început, asta mi-a fost prima întrebare și către agenta imobiliară dacă face contract la cerca financiară și a spus că da, dar fiindcă exista acea procură expirată, a spus că așteaptă o nouă procură de la fiica sa din Italia. Când îi va da acea procură cât de curând, va merge cu noi să înregistreze contractul la ANAF, ceea ce nu a făcut niciodată, și din contră, înainte să vină prima chirie, ne-a sunat fiica sa din Italia și a zis, vai, când puneți banii să nu menționați că sunt pentru chirie, că eu nu vreau să o prind ANAF. Am înțeles. Ce s-a întâmplat de ună zi? Înțeleg că din iulie și până acum câteva zile, totul a decurs cât de cât normal. Ce s-a întâmplat? Nu. Chiar imediat au început problemele. De-a treia săptămână. De-a treia săptămână, când noi ne-am mutat acolo, i-a venit o factură de Enel lor și... Destul de mare, de câteva sute de... Proprietarea noastră, adică, ne-a sunat să achităm noi mamei sale, pentru că a achitat-o ei 400 de lei care nu ne reveneau nouă. Erau mult din urmă, înainte de a ne muta noi. De prin luna martie. Și am zis, când sosește factura, ne uităm pe factură și lămurim care este problema. Declarați kilovați în plus, am plătit noi cât au fost adânși și care au fost peste și de aceea am fost cu facturile în avans până și în prezent. De-abia în prezent am început să trebuiască să achităm. Cu toate acestea, cred că dânsa procedează în felul acesta, să găsească alții chiriași foarte rapid, să rămână cu garanția, să scoată chiriașii afară din locuință, în modul în care știe ea, cum a și spus, că dacă nu plecăm de bunăvoie, ne va sparge ușa cu topoare. Alătură directă cu noi este colega noastră, Andreea Popa. Alături de Andreea este și cumnatul proprietarei acuzate. Bună seara, Andreea! Bună seara, Mirela, bună seara invitaților tăi. Da, sunt aici cu cumnatul proprietarei care se află în Italia, domnul... Bună seara și la mulți ani tuturor doamnelor. Mulțumim. Vreau să vă întreb, domnule, ce știți despre această situație? Care este motivul pentru care cele două femei sunt amenințate să fie evacuate cu orice preț și pentru că nu se supun, înțeleg, au parte de tot felul de amenințări, de urmăriri, agresiuni și așa mai departe? Amenințări din partea noastră, mă rog, din partea cumnatei mele sau a mea, sau nu, văd că l-a implicat și pe fratele meu, nu au existat niciodată. Eu pe aceste doamne le-am văzut doar de două ori. O dată în stație, la autobuz, când am lămurit problema cu... Aveați mască? Facturile de curent. Deci ceva e adevărat? Aveți au mască? Zis vesele că îi urmăresc bărbații? La autobuz, nu. Nu, dacă aveați mască, dumneavoastră era obligatoriu. Urmărit. Clar. Păi cum nu era că ele zic că stau acolo din iulie anul trecut?
Și e masca, a, nu era obligatorie în vară tot timpul. Da, așa e, aveți dreptate, nici nu mai era știm. Era obligatorie masca pe stradă. Corect, corect, aveți dreptate. Deci nu e dânsul. Așa. Iar a doua dar în iulie știți văzut că ne-ați cerut să vă plătim 400 de lei lumina, care nu era datoria noastră, ci era datoria dumneavoastră, pentru că era o restanță tocmai din martie, că noi n-am locuit la dumneavoastră. Nu, doamne, a fost tocmai pe invers. Au fost niște bani plătiți în avans către Enel și noi am reglat pur și simplu această sumă de plată. Nu v-a cerut absolut nimeni 400 de lei. Doamna, proprietara noastră din Italia ne-a dat telefon și ne-a spus să plătim urgent 400 de lei la Enel. Către dumneavoastră. La Enel, către dumneavoastră, că mama dumneavoastră a plătit. Adică... Bun, dar nu vorbim neapărat de factură în sine. Vorbim de agresiune, că asta e de fapt problema principală. Așa, așa iar domnule cumnat al proprietarei, aveți o idee dacă proprietara apartamentului, prin interpuși, o fi dispus să fie agresate cele două doamne speriate, astfel încât ele să poată părăsi imobilul? Cu siguranță nu. Au fost de ce notificate chiar pe data dumneavoastră, chiar să, dumneavoastră să mi-ați scos tirbușonul, adică siguranța, la tablou de la tablou electric, pe timp exact de noapte. Și ne-am chemat poliția ca să depisteze cine a luat siguranța, când casă era întuneric, da, și noi am venit noaptea. Doamna, tablou electric nu are tirbușon. Nu tirbușon, nu știu eu cum se numește. Siguranță. Așa. Așa. Și dumneavoastră ați apărut pentru că v-a anunțat fratele dumneavoastră, poliția, v-a anunțat fratele dumneavoastră care stă perete în perete cu noi, să veniți repede și ați venit cu soția și ați recunoscut singur că dumneavoastră ne-ați luat siguranța și că nu vreți să ne opuneți. Și să părăsim până pe 15 apartamentul, că dacă nu o să ne scoateți dumneavoastră așa cum cunoașteți dumneavoastră. Și dumneavoastră singura... Dacă eu am recunoscut că am luat siguranța de față cu poliția, da, poliția cu de ce nu mi-a făcut nimica? Păi vedeți, asta e întrebarea noastră. Asta că spuneți dumneavoastră că am luat eu siguranța. Poliția a ajuns la concluzia că eu n-am luat absolut nimic. Ceva. Dumneavoastră ca reprezentant, înțeleg, al doamnei proprietar care e plecată în Italia sau unde-i dânsa, ce doriți să plece doamnele de acolo? Sau care este dorința doamnei proprietar? Eu nu doresc nimica, proprietarea dorește. Da, dar dorește. Ce dorește? Și să părăsesc apartamentul. De ce? N-au plătit, au restanțe sau de ce? Pentru că nu și-au plătit chiria. Au restanțe la întreținere, au văzut și colegii avizierul de vreo 600-700 de lei aproape. Este au două restanțe la facturile de Enel. Așa. Un pic, da, fel, doamnele au umplut tot blocul de gândaci. Avem chitanță, jumătatea m-a chitat. Doamnele au spus că au plătit în decembrie pentru ianuarie. Practic a mai rămas o lună neplătită, dar suntem abia în martie. În decembrie, doamnele au plătit pentru decembrie. Decembrie-ianuarie. Doamnele au plătit pentru decembrie. Nu, pentru decembrie, pentru ianuarie. Decembrie și până în ianuarie. Ca să plătește cu unul înainte. Eu nu înțeleg un lucru. Și am plătit dacă spuneți mama că aveți contract, doamnelor, spuneți că aveți un contract. Da. De și regulă, dar dumneavoastră nu v-ați arătat în ziua aceea că locuiți doar în casă cu mama proprietarii noastre. Și mama și tatăl proprietarii noastre era atunci în viață și tatăl ei. Și mama și tatăl ei plângeau la noi să închiriem noi apartamentul ca să nu închirieze altor persoane păi pe care nu vreiau. Cu ce să închiriați, doamnă, dacă dumneavoastră noi nu puteți plăti? De deci mie nu se pare. Iertați-mă. Nu vă supărați, doamnă, mă auziți? Iertați-mă că nu vreau. Adică dacă nu poți, știți cum e vorba aia, te întinzi cât te ține plapuma. Că poate și eu aș vrea să închiriez Versailles, să stau acolo o vară întreagă, să curgă artezienele alea așa, când mă trezesc dimineața. Dar nu-mi permit. Da, nu, doamnă. Dacă, deci, aveți fica, eu nu înțeleg că noi. Câți ani are fica? Înțeleg că dumneavoastră ați avut niște traume, că v-au urmărit unii, că ați fugit în Turcia, că acolo v-au zis să plecați, că acolo era deschis, dar acolo am muncit ani. Și am devenit câți ani are fetița dumneavoastră? 38, am răspuns eu. Doamnă, și nu găsiți serviciul la 38 de ani? Nu s-a găsit. În București? După pandemie nu am găsit. Ce pandemie, doamnă? Ce după pandemie? Că doamnă, dacă e plin de anunțuri. Domnișoara, înțeleg că este... traducător, e adevărat, ai terminat da, facultatea da. De lipsă. E plin de anunțuri de locuri. Poate ne găsești traducător, dar vedeți că școlile fără profesori... Dar nu am căutat neapărat traducător, am căutat și arăjător pe rafturi.
Doamnă, zic supermarketul. Deci toate, dacă vreți, vă stau eu adresa pe Paleologu. E afiș mare că angajează la toate supermarketurile. Da, am alergat toată iarna. Am zis că sunt posturile blocate. Încercați acum primăvara. Este și la supermarketul ăsta. Eu pot să înțeleg că oamenii nu găsesc de muncă la țară. E problemă reală a României. Nu mă, aici cum să nu peste tot scrie. Doamnelor, eu mă tot străduiesc să înțeleg un lucru. Apropo de dumneavoastră, spuneți că aveți un contract. Da. Contractul ăsta de regulă se face așa. Dai o garanție înainte. Am dat-o. Ați dat garanția, da? Că dacă strici ceva pe acolo, să aibă de unde opri. Așa. Sigur că da. Dar în acel contract există, trebuie să existe și o clauză că n-are voie proprietarul să vă dea afară o lună, două, depinde cum este făcut contractul, până când el trebuie să vă anunțe în scris, adică nu vine de pe o zi pe alta. El trebuie să vă anunțe în scris cu o lună sau două înainte că trebuie să eliberați apartamentul. Nu contează că ați plătit, că n-ați plătit, vrea omul să crească pisici în apartament. Aveți așa ceva în contractul ăla? Da, avem clauză să ne anunțe cu 60 de zile înainte. Domnul Cumnat, am o rugăminte, am o întrebare. Probabil că ați fost cumva mandatat de proprietara din Italia. Nu, este mandatat. Nu prin notar, așa, verbal. Vorbește tu în locul meu. Vă rog, domnul Cumnat, spuneți, iată, și prin notar. Domnul Cumnat, dânsele au fost notificate pe data de 1 februarie să părăsească apartamentul până pe 31 martie. În caz contrar, o să începem acțiunea în instanță. Iată, deci mai au o lună la dispoziție, toată luna martie, da? Da. Acesta este termenul, 31 martie, să părăsească imobilul. Ce scenarii își fac doamnele în cap? E treaba dânsă. Și vreau să ce restanță au ele la întreținere și chirie? Ați făcut un calcul? V-am spus, la vizier au 650 sau 700. Din care am plătit jumătate. Am plătit jumătate. Avem chitanța la noi. Eu vă spun ce e la vizier. Așa, iar chirie e neplătită. Am înțeles, da. Ianuarie. Bun, acum, din punct de vedere al proprietarului care și v-a notificat... o chestie foarte, foarte importantă. O chestie foarte importantă. Au umplut blocul de gândaci. Și nu este adevărat. Din bloc, din subsol ne vin nouă gândaci. Că noi folosim, doamnele, că gândacii nu stau pe oameni, să mă scuzați acum. Au venit doamnele de afară cu gândaci sau ce insinuați? Din pivniță vin gândaci. Stați, doamnă, să ne răspundă domnul proprietar. Au venit cu mobila lor plină de gândaci sau cu ce saci de haine au la fel. De ce se minte halul acesta? Am venit aici să vorbim, să discutăm cinstit și corect. Eu v-am spus că aici puteți să verificați și pe la vecini să vedeți. Eu folosesc. E tot blocul prins și la pivniță, încă de aia mari care zboară. Doamnelor, mai aveți o lună să găsiți o soluție. Acum, dacă ați fost notificate prin notar, dacă s-au respectat clauzele contractuale, dacă v-au dat două luni termen să vă găsiți în altă parte, altă locuință, mi se pare totuși un termen rezonabil. Adică nu v-au dat afară de pe o zi pe alta. Dar nu a fost înțelegerea scrisă.